nu cred în influența serviciilor de informație asupra clasei politice. Cred că anumiți politicieni sunt legați de serviciile de informație, așa cum a fost situația și cu fostul prim-ministru Victor Ponta. De ce? A fost ofițer acoperit al uneia dintre serviciile de informație românești. Bun. Asta a lansat-o și Traian Băsescu la un moment dat. Bănuiesc că cumva la un moment dat n-a apărut totuși nicio dovadă. Adică, ca să revin la o întrebare clasică din anii 90, pe ce vă bazați? În cazul lui Victor Ponta mă bazez pe propriile lui declarații. Nu mi-am amintit să fi recunoscut nu niciodată. Nu sunt publice, n-are nicio șansă. A avut o șansă, îmi pare foarte rău, pentru partea finală a destinului său politic. A avut o șansă formidabilă să vină după Mircea Joană, care a fost un conducător confuz, a pierdut toate mătăliile pe care le-a dus. Victor Ponta a găsit un partid consolidat, așezat, puternic, care avea nevoie de o direcție, de o conducere. Și în primii 2-3 ani a reușit să dea această direcție, această conducere, a făcut parteneriatul cu Crin Antonescu. Dintr-o dată s-a rupt filmul. Victor Ponta a intrat sub influența unora, nu știu cine, și și-a pierdut și el direcția.